Rezultatele la simularea evaluării naționale nu sunt deloc demne de laudă. După 8 ani de studiu, mai puțin de jumătate dintre elevii giurgiuveni care vor termina școala generală în iunie au luat notă de trecere la testele de limba română sau matematică. Această situație clasează județul nostru pe locul 29 în țară, cu 44,83% rată de promovabilitate. Promovabilitatea ca medie a celor două probe, cea de limba și literatura română și matematică, este la nivelul județului de 44,83%. S-au obținut două medii generale de 10 și puțini elevi au obținut note mai bune de 9, de 8. În comparație cu rezultatele de anul trecut, asistăm la o creștere a procentului de promovabilitate. Asta în contextul în care anul trecut subiectele au fost elaborate la nivel județean, iar de data aceasta au fost unice, elaborate de Ministerul Educației. Față de anul trecut, când promovabilitatea la limba și literatura română a fost de 56,10%, anul acesta se înregistrează o creștere a procentajului notelor mai mari decât 5, respectiv este de 63,31%, iar la matematică ne situăm pe aceleași valori, aproximativ 33,30% anul trecut și anul acesta 33,24%. Mai sunt doar 3 luni până când examenul real va fi susținut de elevii clasei a 8-a. Specialiștii apreciază că școlarii nu vor putea să obțină mai mult decât un punct în plus, în ciuda faptului că ar putea face pregătire intensivă.